Uite, v-am găsit aici o mică companie. Alexandru, sunteți o magiat. Cine m-a adus la tine aici? Poți spui tu sau să spun eu? Mama! Așa, mămica tare te iubește, vă iubește pe ambii și ține mult la voi. Vă vrea tot binele, atât Alinei cât știi. Și ca să scriu o poezie pentru tine, mi-a povestit așa ușurel, un pic despre tine, despre trecut. Și eu am adunat câteva rânduri, câteva versuri, ca să te bucur așa printr-o poezie. Astăzi este ziua ta de naștere, băiatul mamei. Te felicită mama cu drag. Ai devenit înțelept și mare ascultător și deștept băiat. Când erai mic, erai năzbătios, energic, dar deodată ascultai. Te implicai în toate frumos, pe lângă casă mă ajutai. Îmi amintesc când te murdăreai, singur luai ligheanul și-ți spălai cămeșuța. Parcă te văd și acum cu mânuțele cele mici spălai și tot mă întrebai dacă-i curat cămeșuța. Când ai crescut mai mare, au început și greutățile financiare. Tot atunci ți-am dăruit o surioară, pe care ți-ai dorit-o foarte tare. Tu mi-ai fost mâna dreaptă, la creșterea și educarea ei. Nu ne ajungeau bani, dar tu te duceai la piață, mărar, lavandă de pe deal vindei. V-am crescut, v-am educat așa cum am știut mai bine. Acum sunt mândră de al meu băiat, ești o mare bucurie pentru mine. Știi să respecti și să ajuți pe toți oamenii din jur. Ai mâini de aur, aură, toate te descurci, te iubesc și îți duc dorul foarte mult. De ziua ta, mămica, îți dorește să rămâi tot timpul așa de blând și sincer, cu sufletul mare ca pâinea crește, mama îți transmite cele mai frumoase cuvinte. La mulți ani și tot ce îți doresc este sănătate în primul rând, noroc în viață, să fii iubit și să iubești. Băiatul mamei, suflet blând și o lacrimă căsată. La mulți ani, Alexandru! Cuvinte din suflet, despre voi, emoționant, te înțeleg mult. Să știi că bravo ești tu, că ai putut să o ajuți pe mămica la timpul potrivit. Și că e firea ta așa să fii tu, calm, liniștit, dar cu mâini de aur. Felicitări că te descurci în toate și sunt sigur că avești o relație frumoasă cu sora care tot e ca lacrimat toată poezia. Eu mă bucur pentru relația voastră, așa s-o păstrați mereu și să fii fericit, asta este important, în primul rând. Îți ofer ție cuvânt, noi înregistrăm momentul, am auzit că deodată, vă rog frumos, deodată să-mi trimiteți video. Ce vreți să-i spuneți așa? Mulțumesc frumos! Trebuie să-i spui așa, între doi, între patru oi. Alina, îți ofer și ție cuvânt. Așa, nu sunteți tare mult, ce vrei să spui fratele tău? Că sunt sigur că aveți o relație așa mai apart, specială. Ce vrei să spui? Fratele, avem o relație între tine specială. E mici copii, mă rog, nu am o copilărie perfectă. Nu am ce dorit. Fratele, știi tot ce sunt eu pentru el? Cred că cuvintele sunt în plus. La mulți ani. Așa, haideți să aplaudăm din palme cât suntem noi aici. Așa, haideți, așa, frumos, la mulți ani să trăiască. Ui, cum îi zici? Nenea, Nanu, cum îi zici? Nanu, așa să zici corect. Nanu, Nanu, Sasha, așa îi ziceți?
La mulți ani, astăzi e ziua lui. Ați cântat mulți ani trăiesc. Las, pe urmă, la tort, așa? Așa. Eu vreau să vă cânt o melodie. Suntem puțin. Ar vrea să fac o melodie așa de atmosferă frumoasă și mă bucur tare mult că... O soră și un frate, suntem la părinți. Sora îi face invitație frumoasă la frate. Ia să vă vedem frumoși. Așa ca în copilărie. Așa ca în copilărie, frumoși. Sănătoși să ne fiți ambii fericiți în primul rând. Și e important să vă susțineți la bine și la greu. La mulți ani să ne trăiască Alexandru, mama acolo în departare, să aflăm cu drag, să fii fericită și ea. Câte doruri sunt pe lume, noi mai mare dor anume, decât dorul de ați dansat? Ei, bun, dar cum vă știți, dar să vă distrați cum trebuie, acum.